Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Fecioară pentru luna noiembrie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, o mie și una de tălmăciri. Fecioare, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu o fecioară, vom începe cu energiile curente dominante pentru această perioadă, să vedem ce se îndreaptă către voi în luna noiembrie și apoi Camizea vă întreabă ca de obicei. Sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică cine rezistă până acolo. Dar până atunci, fecioarele care încă se mai consideră la mâna destinului se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna noiembrie. Vom vedea unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor, ce hotărâri veți lua în această lună. O singură carte avem nevoie să începem. Este vorba despre focusul și ambiția voastră. Fecioare, avem deja cartea Asul de Cupe. Wow! O fecioară care se îndrăgostește și acum o să vină scepticii și o să spună, dar eu nu m-am îndrăgostit. Nu trebuie să te îndrăgostești în sensul acela pe care îl gândești tu poate, deși unii dintre voi este posibil să găsiți iubirea dacă sunteți singuri și în căutarea iubirii va fi o lună a dragostei. Fie că îți vei găsi sufletul pereche sau nu, inima ta o să palpite așa puțin. Dacă nu mai este vorba de chestiuni romantice în viața voastră, poate să se manifeste această energie într-o relație de lungă durată. Veți simți afecțiune, legătura emoțională, veți fi un pic mai, cum să spun, vor da pe afară aceste emoții de plăcere poate, dar vom vedea în continuare Asul de Cupe. El este aspectat de alte cărți în această citire și poate că la un moment dat își va schimba sensul, dar se pare că energia voastră generală este energia inimii. Te vei bucura de o emoție, de o fericire, ți se deschide centrul inimii. Asul de Cupe este aspectat de două cărți care ne vor spune o povestioară aici despre această dragoste sau emoție pozitivă și haideți să vedem cărțile. Asul de Cupe. Centrul inimii deschis larg la fecioară este aspectat de patrul de spade în poziție răsturnată. În mod normal, patrul de spade este cel care nu face nimic, așteaptă, doarme, meditează, se gândește, el cade răsturnat pentru că a venit momentul să treacă la acțiune emoțională, comunicarea aceasta emoțională se va produce. Poate că îți vei exprima emoțiile pe care n-ai putut în trecut, la locul de muncă, cu cei din casa și familia ta, cu prieteni, anturaj, o fecioară care dorește să-și comunice sentimentele și avem șase de cupe. Nu mai stai pe loc, mai vedem unele persoane că nu se potrivește la toată lumea pentru că ar fi banal să aveți cu toții viața la fel, dar unii dintre voi vă veți exprima sentimentele față de o persoană din trecutul vostru cu care nu ați mai vorbit. Tăcerea se sparge pentru fecioară și probabil că aceste sentimente vor fi frumoase, vă vor răscoli pe unii dintre voi sau poate vă vor lăsa indiferenți pe alții. Mai vedem aici o comunicare cu copiii voștri, poate că trebuie să aveți o discuție mai deschisă pe față cu acești copii dacă sunteți părinți, dar cu copiii voștri se pare că veți avea o bucurie. Vedem aici și niște copii, dacă sunt părinții mai în vârstă, care se întorc acasă, care își comunică cu acești părinți, poate doar prin internet, cine știe cum, dar comunicare părinți-copii și mai vedem persoanele de suflet care au lipsit din viața voastră multă vreme în luna noiembrie, se vor întoarce oarecum. Nu înseamnă că se întorc să aibă o relație, dar se vor întoarce emoțional în inima voastră. Și vor fi foarte puternice aceste legături emoționale. Haideți să vedem pentru fecioare ce scade din importanță și ce pierde influența în viața voastră. Zecele de cupe. Zecele de cupe sunt aceste emoții
aranjată și aliniată deasupra, în care omul nu-și mai dorește nimic, a ajuns într-o situație în care se consideră fericit, poate se mulțumește cu ceea ce are și de fațadă afișează această, să zicem, imagine a vieții sale în care dă bine la exterior. Se pare că nu o să mai dea bine la exterior pentru că de data aceasta doriți să dea bine în inima voastră. Deci 10-le de cupe în această poziție care scade din influență ne arată o fericire iluzorie și fericirea trebuie comunicată. O nouă șansă pentru fecioară, în dragoste vedem, poate că fericirea mult uitată, știu, poate trebuie luată de la început, reconsiderată, emoția, dragostea, îl va pune la încercare, o să o va pune pe fecioară, bărbat sau femeie. Dar oare ce aspectează acest 10 de cupe, această fericire iluzorie pe care o lăsați la spatele vostru? Ce se întâmplă cu această fericire? Sau poate care a fost cândva o fericire și vă dați seama acum că trebuie reînnoită pentru că nu vă mai satisface. 10 de cupe. Este aspectat de cavalerul de spade în poziție răsturnată și cinciul de spade în poziție dreaptă, cineva cu care v-ați certat, cineva la care ați ținut foarte mult sau ați avut niște așteptări foarte mari, poate o pretenție, poate o relație în care cei doi, pentru că a fost agresivitate în comunicare datorită cavalerului de spade, el este răsturnat pentru că ei au hotărât să nu mai vorbească sau să nu-și mai întretaie drumurile emoționale pentru că numai emoții nu erau acolo. Deci fericirea iluzorie afișată de ochii lumii, care pe dedesubt probabil că exista agresivitate în comunicare, este lăsată la spate. Poate să fie și pe loc de muncă această energie sau într-o familie, într-un anturaj, într-o relație. Cei care ați terminat o relație pentru că nu mai era dragoste și pentru că agresivitatea în comunicare ați ajuns la capătul ei, probabil că vă veți deschide inima spre a cunoaște sentimentele care odată v-au făcut fericiți și a vă deschide într-o altă parte, spre o altă iubire sau dați o șansă unei alte persoane. Pentru cei aflați în relații de lungă durată, aici trebuie o reînnoire și o discuție între cei doi. Ca să se lămurească aceste aspecte, se pare că ați avut o vreme cam tulbure în relații la fecioară și se vor liniști aceste vremuri. Citim aceste cărți în combinație, de aceea vi le arăt și o să vă fac și toate conjuncțiile când tragem toate cărțile. Să vedeți câte legături se formează în cărțile de tarot, că am văzut în ultima perioadă ce se face în tarot, nu este tarot. Nu are nimic de face. Omul se duce pe TikTok și dă așa repede cu degetul pe toate videoclipurile și vede trei cuvinte, două cărți cu îngeri, ce mamă ce tarot au făcut ăștia. Nu este tarot, n-are nimic de a face acela. Toată lumea spune amin, amin acolo. Nu știu ce legătură are asta, dar în tarot trebuie să se facă foarte complex aceste energii. Interpretate în toate direcțiile, legăturile, formele care se, tiparele care se formează între cărți. N-am văzut să se aplice aceste tehnici în tarotul de astăzi. Oricine poate să facă o citire, dar tarotul și-a pierdut farmecul, și-a pierdut rostul său divinatoriu. Însă pe canalul acesta veți urmări tarot adevărat foarte complex. Mă laud și aici. Dați-mi like-uri, oameni buni. Uite ce se laudă ca mizea. Abonați-vă ca să, dom'le, ca să vadă YouTube-ul. Vă spun sincer, deci pe mine așa nu m-ar interesa, dar trebuie să vadă YouTube-ul. Cam și o like-uri, comentarii, abonați, ca să pot să vin în continuare pentru voi, ca să pot să susțin canalul, dacă vă place. Rămâneți până la sfârșit să vedeți astăzi, am să vă fac un tarot de mare clasă, în care o să vedeți foarte multe chestii aici. Dar omul nu mai vrea să vadă. Omul este, cum să zic, s-a plafonat. Vrea în tarot, dar și-a pierdut, v-am spus, și-a pierdut rostul. Pentru că să-i spună ce o să fie mâine, omul crede așa de a, cum era să zic o prostie acum, dar nu putem că suntem public aici. Omul crede așa ce îi se spune acolo, zice, vai, să rămân așa, am plecat și mâine mă duc, stau pe canapea și aștept să se întâmple ce mi-a zis aia în tarot. Tarotul este o unealtă excepțională care ne oferă niște rezolvări și niște aspecte incredibile, dar bineînțeles că trebuie să folosim această unealtă așa cum se cade
Haideți să vedem ce se întâmplă pentru voi, ce se îndreaptă către voi. Este patrul de bâte, o lună fabuloasă în refacerea relațiilor care au fost stricate sau care au avut perioade de turbulență, în care a fost lipsă de comunicare sau comunicare agresivă. Vedem cum fecioarele vin într-o uniune cu persoana cealaltă în stabilitate. Poate să se reflecte acest lucru nu numai într-o relație amoroasă, ci poate la un loc de muncă, într-o afacere, într-o familie sau într-o altă situație din viața voastră. Avem cu bucurie oamenii care vin împreună și rămân împreună. Rămân pentru că patrul de bâte ne arată cum ei au pe ce să se bazeze și se pare că emoțional. Am să vă arăt conjuncțiile care se formează imediat. Ceea ce rămâne în urma voastră, rămâne acea indispoziție care ești într-o relație și lumea zice, mamă, ce frumoși sunteți, ce bine vă stă și voi vă certați toată ziua. Deci acelea sunt energii care nu mai sunt compatibile. Fecioara dorește emoția adevărată care se umple inima. Cu sinceritate dorește. Sinceritatea, aș putea să spun, vă caracterizează în această perioadă, fecioare. Aceea sinceritatea unui copil care spune adevărul. Dacă nu-i place de tine, spune nu-mi placi. Dacă îi place de tine, spune te iubesc. Știți cum sunt copiii. Haideți să vedem patrul de bâte. Este aspectat de două cărți care îi vor schimba sensul. Pentru că nu toți aveți viața la fel. 7.000 de persoane sunt 7.000 de povești, oameni buni. După urmă vine țața Leana, cum vine de obicei, și zice, dar la mine nu s-a potrivit așa totul. Păi nu are cum să se potrivească, da? Trebuie să fiți atenți, să deschideți urechile și mintea ca să auziți ce spune camizea aici. Și numai ce se potrivește la tine, tu trebuie să intri o citire colectivă. Patrul de bâte, stabilitatea. În relații avem șasele de spade. Cineva se întoarce după o perioadă de absență. Aici avem această conjuncție care se face între cele două cărți. Cel care a fost absent se întoarce. Și această conjuncție ne spune același lucru, se întoarce și de data aceasta oferă stabilitate. Cine a fost absent? Și 10 de cupe, foarte frumos. Deci 10 de cupe ne cade pe exteriorul citirii. Ia priviți aici. Ne cade în extrema stângă și în extrema dreaptă. În oglindă ne cade. Își pierde din influență și crește în influență în același timp. Adică se produce o transformare a 10-ului de cupe. Unde a fost aici, vedem cu agresivitate în comunicare, care apoi s-a luat o pauză și acum persoana se întoarce liniștită. Nu înseamnă că vă împăcați neapărat. Poate să fie o relație de lungă durată în care nu a mers în comunicare sau în care v-ați simțit și-o poate singuri în această relație sau la locurile de muncă sau în afaceri. Ați simțit că parcă nu vă înțelege nimeni, dar ați păstrat culul. Știi cum se zice? Culul, adică în engleză. V-ați păstrat atitudinea ca să nu-și dea seama cei din afară că voi aveți o problemă. Dar acum, în interiorul acestei relații, se rezolvă această problemă. Pentru că o persoană se întoarce cu apele limpezi. Ce înseamnă apele limpezi? Aici erau apele tulburi în spate, când v-ați certat. Și apele limpezi, că s-a dus să se liniștească. S-a calmat și a refăcut mentalul și emoționalul. Poate sunteți voi persoana care și-a refăcut energia și vă întoarceți într-o situație și acolo se reia o chestiune aici foarte, foarte stabilă. Sau poate este o altă persoană care se întoarce și se mai încearcă, nu se despart încă sau nu pleacă din afacere, din loc de muncă, din casă. Energiile acestea parcă se reunesc într-o armonie foarte frumoasă și se vor spune niște chestiuni emoționale. Este o lună foarte, foarte favorabilă împăcărilor la fecioară. Dacă tu nu te împaci, acum poate este un alt mesaj aici pentru tine. Ascultă până la sfârșit, avem și o poveste care ne sparge ușor citirea pentru a da un răspuns cuiva. Aici este vorba despre cineva care s-a gândit la un copil. Hai să vedem dacă este vorba de un copil. Despre ce e vorba? Regina de bâte. Poate copilul tău sau nu neapărat copilul tău, cineva are un copil. E vorba de un triunghi amoros aici, la anumite persoane care poate aveți un copil sau poate, cine știe, vă e teamă să nu cumva să se facă un copil. Iar în altă ordine de idei, vedem un triunghi amoros în care o femeie aici intră pe...
Este o amantă. Ia uitați-o și n-are nicio treabă. Această amantă se simte foarte bine aici, în acest triunghi. Deci atenție și cu triunghiurile amoroase, că se pare că acolo o să aveți de lucru foarte mult. Nu, Nisa, o să facem triunghiul separat, dacă este, dar cărțile au vrut să ne atragă atenția asupra unui triunghi amoros în care o amantă revine în relație. Unde a fost? A plecat și se întoarce. Să vedem ce se întâmplă în continuare pentru fecioară în această perioadă. Doiul de spade. O fecioară care mai are totuși o îndoială în inima sa după ce se reface această energie a emoțiilor cu cei din jur sau cu persoana din viața ta sau din familia ta. Însă vei avea totuși ceva pe suflet care nu vei spune. Încă mai păstrezi această îndoială. De ce? Poate că nu ai încredere totală în persoana din viața ta sau poate că nu dorești să-ți exprimi totuși inima pe tavă celuilalt care se întoarce refăcut, regăsit și energetic. Poate că tu spui, am să-i dau o perioadă de probă. Ceva în inima ta încă este nelămurit. Încă aceste ape foarte limpezi zici, am mai trecut prin asta, nu prea am încredere, să vedem cât o să dureze, o să spună fecioara, care într-adevăr are o îndoială în inima sa, până nu vede și nu pune la încercare, nu o să creadă aceste lucruri, dar haideți să vedem în continuare ce l-aspectează pe doiul de spade. Chiar dacă situația o să pară foarte frumoasă la început și spre mijlocul lunii, totuși, aveți așa o oarecare nelămurire aici, voi sau celălalt, parcă simțiți că lipsește ceva, că nu vedeți ceva. Că zecele de cupe ți se spune, vai de mine, gata, este din nou fericirea pe care o dădusem la spate că nu mai îmi convenea, a revenit, dar ceva, parcă este așa un semn de întrebare. Despre ce e vorba aici cu această nelămurire? Avem cele două cărți care le aspectează pe Doiul de spade. Îndrăgostiții, dragoste, alegere emoțională și carul triumfal. Vă întrebați oare până unde va merge această alegere? Are nevoie de timp să o fac, să nu o fac? Se pare că tindeți să faceți această alegere cu ochii închiși pentru că veți fi foarte încântați de ea. Vă va mulțumi pe moment și o să spuneți, acum am găsit marea cu sarea, nu pot să nu iau această șansă. Și fecioara va merge înainte pe o chestiune emoțională, va închide ochii, da? Poate va ierta, poate va spune, hai, las de la mine să vedem ce o să se întâmple. Ce frumos avem aici îndrăgostiții cu șasele de cupe care ne arată o persoană care nu puteți renunța la ea sau o situație. Avem carul triumfal cu patrul de bâte care ne arată în sfârșit. Ai venit acasă sau în sfârșit. Suntem acolo unde trebuie. Aici mai vedem, v-am spus, la cele două extreme, 10 de cupe, care este o energie la care ați mai lucrat în trecut și poate nu a mers, ați renunțat și revine în actualitate și veți merge mai departe, veți face un pas înainte. Bun, dar haideți să vedem în temerile voastre ce se găsește, ca să ne dăm seama cum se leagă această citire. Nimic nu este garantat 100% în tarot. Lucrurile se pot întoarce în orice direcție, în funcție de energia noastră, care este într-o continuă schimbare. În funcție de temerile voastre, ia să vedem cum se influențează această situație. 10 de spade. Cineva a trecut printr-o, să spunem așa, o cădere în legătură cu o persoană iubită, parcă simt aici. Sau o chestiune care i-a adus fericire la un moment dat și orică a fost o ceartă, orică a fost o agresiune verbală, sper să nu fi fost fizică, sau poate un abuz din partea cuiva, dacă este o relație de afaceri, de muncă, de familie, poate să fie un abuz în această familie, în care fecioara, indiferent în ce aspect al vieții sale a fost căzută la pământ, încă mai are această teamă. De aceea vă spuneam că doiul de spade mai păstrează o îndoială în inima sa. Spune, accept și merg mai departe și încă o dată aveți acest 10 de cupe care spune, aceasta este fericirea cea mai mare pe care eu o pot obține. Că nu o să am mai multă fericire decât aici
Atunci voi accepta această situație ca fiind singura care mi se oferă și cu care pot să merg la drum, dar totuși în inima mea nu pot să iert aceste lucruri. Nu veți ierta 100%, este parcă simt că este o șansă, că este o ușoară fațadă totuși, în care spui, hai să încerc, că ceva mai bun nu am, dar ceva te mai doare încă. Te doare din acest trecut. O să vă arăt imediat cărțile cum se leagă și ce îl aspectează pe zecele de spade și cum își schimbă sensul. Zecele de spade, în temerile voastre este o cădere prin care ați mai trecut. Șaptele de bâte, iată persoana care se apără, suflă și în iaurt acum. Ține pe toți la distanță pentru că a pățit-o. Și avem asul de bâte răsturnat, această șansă care a fost frumoasă, ia priviți aici. Asul de bâte cu zecele de cupe ne spune așa, această conjuncție ne spune că fericirea aceasta iluzorie și mult promisă s-a mai încercat și a fost răsturnată și a dus la distrugere. De aceea, dintr-o agresivitate, persoana se apără, este în temerile tale, nu crezi, domne, nu crezi, dar vei avea o vreme foarte frumoasă în această perioadă. Luna noiembrie se redeschide comunicarea emoțională, haide să dai o șansă, haide să vezi ce o să se întâmple. Cărțile sunt foarte favorabile pe emoții și pe emoții stabile în partea de sus, care vine și deschide această perioadă cu o perioadă de succes emoțional, și de optimism și stabilitate și se va merge mai departe. Iar aceste temeri, deci prin ceea ce a trecut fecioara în partea care își scade din influență și în temerile voastre, nu a fost o chestiune prea bună. Lăsați în spate răul voi. Ceea ce este bine, că iată, mergeți către bine. Mergeți către mult mai bine. Dar până la urmă, care sunt abordările conștiente pe care le fecioara și le va avea și care sunt deciziile pe care le veți lua în această lună, per total. Avem doiul de bâte și cu doiul de spade ne arată că totuși este o îndoială. Deci nu vă veți asuma aceasta ca fiind definitiv și revocabilă. Vă veți asuma că este o perioadă în care vă merge bine, veți ști acest lucru, dar totuși așteptați să vedeți cum va merge situația. Sunteți între două alegeri. Vă bazați pe două chestiuni. Nu puteți să vă puneți, cum se zice, toate chestiunile într-un coș. Adică vă mai păstrați așa un resentiment aici care încă mai apasă pe voi și aveți o precauție, parcă. Dar lucrurile sunt foarte frumoase. Ele merg bine, sunt favorabile, să știți. Să cu această îndoială, totuși. Îndoiala este prezentă, o veți simți, dar nu cred că vă va opri, cred că veți merge înainte. Doiul de bâte este din nou aspectat de două cărți care îi pot schimba sensul pentru fiecare dintre voi. Forța, wow, veți merge mai departe cu forță, deci nu o să renunțați, vedem. Și zecele de bâte și spuneți așa, orice greutăți am să am, de data asta nu o să mă mai pune la pământ și le voi căra până la capăt. Sunteți hotărâți să nu renunțați la această situație care revine în actualitate și care de data aceasta se pare că o să vă facă să vă simțiți un pic mai bine. Zecele de cupe și zecele de bâte, în numele iubirii, se vor cărea aceste greutăți, le veți căra pe umerii voștri pentru că iată considerați că merită. Forța. Aici forța și susținerea partenerului nu mai este cum a fost în trecut aici. Deci avem iarăși cele două extreme. Aici ni se arată că ceva revine în forță și este oarecum vindecat. Pe când în trecut acest lucru te-a pus la pământ pentru că ai crezut în această fericire care ai crezut că este ușoară și de durată și ți-a demonstrat că nu este. De data aceasta, spui, sunt conștient că există greutăți și sunt dispus să le car în numele iubirii. Persoana încearcă, iată, există aici o dorință de dominare și carul triumfal ne spune că veți merge mai departe, dar vor fi greutăți. Dar haideți să vedem, dragii mei, pentru cei care nu doriți să vă lăsați la mâna destinului, avem tarotul multidimensional transparent care vă întreabă astăzi din nou.
Sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Și omul adesea spune, eu sunt la mâna destinului că nu eram fraier să-mi creez o astfel de realitate. Cu adevărat ești creator. Cu toții știm, peste tot se vorbește despre aceste lucruri, dar omul este confuz. Spune, voi, am auzit, colo, colo, toată lumea spune așa și pe dincolo, dar la mine în viață nu se întâmplă nimic. Eu sunt la mâna destinului, la mine am vreau și eu să creez, să fac, am învățat, am făcut cursuri, am citit cărți. Și cu toate acestea nu reușesc. Lucrurile sunt foarte complicate, dar și foarte simple în același timp, pentru că avem în noi această cunoaștere, iar pentru fiecare practica este altfel. Poți să te inspiri dintr-o sursă, 10 persoane învață de la același maestru, însă atunci când punem în practică această creație conștientă, pentru fiecare va fi o altă încercare de viață, vor fi alte energii, vor percepe într-un mod diferit situațiile și vor aplica învățăturile într-un mod unic și personal. Tocmai aceasta este frumusețea și diversitatea vieții noastre, este faptul că, deși cu toții ne supunem acelorași legi ale Universului, avem un destin, o viață, o amprentă unică pe acest pământ. Ești creatorul propriei tale realități și vom vedea în continuare cum se creează această realitate din afara voastră. Cum se creează? Ne uităm în oglindă și omul vede o imagine în oglindă și spune, eu sunt acesta din oglindă. Că sunt tânăr, bătrân, înalt, slab, cine știe cum arăt, am îmbătrânit, nu mai îmi place ce văd, omul nu se mai regăsește, nu se mai identifică, pentru că omul crede că imaginea pe care o vede în oglindă este el. Dar în oglindă vezi învelișul de carbon, trupul în care ești tu ca individ, trăiești acolo și vezi o imagine care se transformă și se perisează, se strică până la sfârșitul vieții. Dar sufletul dimpotrivă întinerește și se reînnoiește în permanență. De aceea omul este căzut într-o mare iluzie atunci când se privește pe el însuși și se judecă ca fiind acest personaj ego care s-a format pe acest pământ și uită cine este în realitate. Omul este nemuritor. Omul, spiritul e nemuritor. Omul este muritor pentru că omul este spiritul încarnat în trup și într-un fel omul este muritor, pentru că trupul acesta moare, dar spiritul se eliberează. Însă, atâta vreme cât suntem în aceste corpuri, suntem supuși limitărilor și legilor universale tridimensionale, atât legile pământului, cât și legile nevăzute ale firii, despre care vom vorbi. Cu toate acestea, oamenii au început din ce în ce mai mult să cunoască și să cerceteze aceste legi pe care oricum le cercetează, oricum, ele oricum ne guvernează de când e lumea și pământul. Dar poate nu le-am cercetat așa cum trebuie. Oamenii au început să cerceteze aceste legi universale. Ce ne spune mintea universală pentru fecioare? Haideți să vă arăt imaginile ca să vedeți cât de frumos se poate face acest tarot la un nivel foarte, foarte evoluat. Aici avem spiritul care este creatorul propriei sale realități și el creează ceea ce este în afară. Ceea ce se vede în realitatea tridimensională pornește de aici, din mintea superioară și din inima noastră, din sentimentele și din gândurile noastre. Pe această coală albă de hârtie am să trag aceste cărți pentru ca să vedem imaginile ce ne spune mintea superioară pentru voi. Mintea superioară le vede pe toate de deasupra, de aici, unde labirintul vieții, atunci când suntem în viață, ne este foarte greu să navigăm în aceste energii. Ne împotmolim, dar când suntem deasupra, uitați ce frumos și clar se vede drumul vostru în aceste cărți de tarot. Bineînțeles că pentru fiecare vor fi altfel. Și avem roata norocului, schimbările. Mintea superioară îți spune că totul pe acest pământ este supus schimbării. Sunt ciclurile acestea karmice. La voi se pare că vine un ciclu karmic de armonie în relații pentru fecioară în luna noiembrie. Dar mai vedem și acțiune, probabil pentru voi va trebui să faceți acțiune.
Cei doi cai, vă spuneam, deci exact acțiunea vă cade. Voi sunteți cei care trageți după voi pe celălalt. Avem calul roșu, care sunteți voi, și calul albastru este pe cel pe care îl trageți. Deci voi trebuie să trageți și mai trebuie să duceți și aceste greutăți. Se formează această conjuncție între cei doi cai și 10 de bâte. Trebuie să tragi la jug pentru doi. Sau poate nu neapărat pentru doi, dar tu ești cel care conduce, ești calul cel puternic. Da? Este un cal puternic și unul mai slab. Cel puternic trebuie să îl tragă pe cel slab. Tu ești cel puternic. Aici vedem calul și mai vedem și aici persoana care domină. Se pare că ești tu, domini. Da, exact. Și tu cazi aici cu susținerea. Unii dintre voi susțineți și material o anumită situație, dar aveți de unde. Dacă aveți de unde, veți susține voi. Dacă nu aveți de unde material, veți susține cu acțiunea. Deci, fecioara este un pic mai puternică decât partenerul său, că este vorba de afaceri, familie, dragoste și așa mai departe. Ai mai mult de oferit, îți spune mintea superioară, și atunci când tu ai mai mult de oferit, oferă. Omul zice, dar de ce să dau eu? Pentru că ai, de aceea trebuie să dai tu. Iată cum tu aici ai în spatele tău niște resurse și trebuie să oferi material, emoțional, poate este vorba de casă, mâncare, ce trebuie să oferi. La o afacere trebuie să pui timp acolo mai mult în această afacere și tu ești calul roșu, trebuie să-l tragi după tine pe cel mai slab și iată cum totul este supus schimbării. Lucrurile se vor schimba, dar tu ești la conducere în acest ciclu karmic, ți se spune, mintea superioară. Dacă te întrebi aici, vedem de ce trebuie să cari tu greutățile, pentru că ești mai puternic și pentru că ai de unde și pentru că poți. Da? Ce răspunzi? Păi nu-mi convine așa. Păi ți s-a răspuns de ce trebuie să le cari. Dacă nu puteai, nu le cărai. Renunță dacă nu vrei. Dar nu o să renunți în această lună, văd că ești determinat să le cari. Ce spune inima, care este un barometru care ne ghidează în permanență în emoțiile noastre? Inima este cea care știe tot ce se întâmplă în viața noastră. Omul zice, îmi spune cineva, domne, am cunoscut o persoană și vreau să știu dacă să investesc sentimente în această persoană, dacă să investesc, știu, timpul meu într-o anumită meserie, că nu știu ce să fac. Dar dacă tu ți întrebi mintea și inima, tu știi foarte bine ce să faci. Poate ai nevoie de o confirmare, asta e cu totul altceva. Dar tu știi întotdeauna ce trebuie să faci. Inima ta îți spune, inima ta vibrează. Ați văzut când un om este într-o mare teamă, are palpitații și spune, vai, m-a luat cu inima. Dă-mă o pastilă că sunt cu inima. Sau îi spune, vai, ai grijă cu asta că e cu inima. Adică o sensibilitate inima, dacă își pierde ritmul său foarte precis, se întâmplă ceva cu omul. Iar emoționalul nostru, care coincide cu organul inimă, care este vital, este punctul acesta emoțional foarte puternic în corpul nostru astral, care, în legătură cu organul inima, formează un punct chakral, chakra, despre care spunem chakra inimii. Și chakra inimii este cea care vă va spune întotdeauna adevărul. Împreună cu mentalul, ele trebuie să se pupe. Momentul de creație în care creăm realitate rapid și simplu este atunci când cele două sunt pe aceeași lungime de undă și cad de acord, mentalul și inima. De multe ori mintea ne spune una și inima ne spune alta. Dar ce vă spune inima? Am văzut că mintea vă spune trage-l după tine pe cel care trebuie și oferă-i tu. Asta este. Poate nu vrei să oferi, nu trebuie să iei după ce se camizea, poate trebuie să oferi într-o altă situație, nu neapărat în relația de iubire. Într-o altă situație va trebui să oferi. Oferă. Iată, din nou ne cade aici cel care oferă și se pare că are legătură și cu niște bani înapoi, o susținere materială pe care trebuie să o faceți în inima ta. De acolo de unde dai, Universul îți va da. Tu ești cel care ești mai înalt și dai celui care are mai puțin. Și iată cum, la baza ta se înmulțesc aceste monede. De unde dai, Universul îți umple visteria. Pentru ca tu să poți să susții pe celălalt. Dacă este iubire și dacă inima spune și ea, du-te și dă, du-te și dă.
Nu te simți vinovat, o faci pentru că ești generos, nu o faci pentru că ai anumite așteptări. Vedem ce ne mai spune inima. Și cealaltă persoană are nevoie de ghidare și de susținere până se vor pune pe picioare și vor fi și ei la rândul lor creatorii vieții lor. Au nevoie doar de un mic imbold, de o mică tragere a acelui cal mai puternic de care vă spuneam. Trebuie să-i trageți puțin după voi, pentru că ei își vor reveni și iată, nu trebuie să dai la infinit unei persoane care nu își revine și care nu se străduie. Vei da, vei ajuta din inima ta cu condiția ca această persoană să se pună pe picioare. Și atunci iată că ajutorul tău este unul care merită. Nu-ți pierzi resursele în zadar. Și ce frumos se ridică persoana. Tu trebuie să ajuți pe cineva care se va ridica foarte frumos. Ești un mesager în această perioadă al Universului. Vom vedea ce spun și ghizii spirituali în continuare, dar te văd pe tine care dai aceste resurse. Persoana se folosește de ceea ce primește de la tine pentru a le înmulți. Iată ce frumos și se ridică și ia această bâtă a acțiunii în mâna sa. Și își revine. Vă spuneam aici, pe această conjuncție, avem cel care are greutățile de unul singur și forța, pentru că are forță. Dar va trebui ca și cealaltă persoană, după o perioadă de început, să se ridice în forță, ca să nu obosești, ca să nu cazi așa cum ai căzut aici. Când poate că ai dat până la epuizare și persoana cealaltă a fost agresivă sau nu a recunoscut darul tău. Acum vei da condiția ca celălalt să se ridice, spune inima ta. Și vei vedea dacă tu vei vedea dacă celălalt merită. Tu vei ști pentru că te vei bucura de succesul acelei persoane. Ia uitați-vă. O să aveți în inima voastră o bucurie, îi veți vedea. Omul se întreabă, da o să vină ăla, da o să facă ăla, da o să-mi aducă, da o să reușească. Așa se întreabă tot timpul omul. Dar inima ta îți spune. Bă, ăsta nu face, ăsta nu vine, ăsta nu spune, ăsta dă bir cu fugiții. Ia întreabă-ți inima. Roadele, tu ceea ce dai, ceea ce oferi, se văd, cresc cumva? Te bucuri de această persoană sau nu te bucuri? Inima îți va spune. Și vei avea o bucurie de la o persoană, să știi. Când, dar trebuie să înveți aceste lucruri. Să înveți când să dai, cui să dai și în cine să investești inima ta. Este, universul îți umple visteria când dai cui trebuie. Și vei vedea și rezultatele. Dar asta vei face în această perioadă. Ești persoana generoasă. Dai poate nu neapărat monede, poate mai dai o șansă, poate dai sfaturi, cine știe ce poți, poți să dai orice. Ce ne spun ghizii spirituali despre Fecioară în luna noiembrie? Cum vă transmit ei mesajele? Ia să vedem. Wow, ți se spune profită de această energie. Profită pentru că cu cât mai mult profiți de energia benefică, ți-am spus că ești mai puternic, ai calul roșu, ai de unde, iată, ai această energie, zboară, ți se spune, fă tot ce poți în această perioadă, că nu se știe cât va dura. Uneori avem multă energie, alteori, ia uitați-vă aici, cădem la pământ. Uneori avem iubire la maxim, uneori este o iluzie. Deci bucură-te de acest moment și fă cât mai mult posibil, poate și material trebuie să faci mai mult cu pasiune. Și într-adevăr, ții monedele la bază aici. Pentru tine monedele, bine, este și energia voastră, fecioară, moneda, dar pentru voi monedele sunt foarte importante în păstrarea echilibrului și atunci când dai și ajuți și cari tu greutățile, ai grijă să nu-ți pierzi echilibru. Trebuie să dai atât cât tu să fii în echilibru. Să nu dai mai mult, pentru că îți spuneam că Universul îți umple visteria. Dacă Universul nu-ți mai umple visteria, potolește-te, nu mai da. Să este un semn automat că nu mai trebuie să dai. Da? Omul zice, bă, am dat ca prostul și n-am primit nimic. Păi ai dat pentru că nu ai urmărit semnele ghizilor spirituali care îți spun, în momentul în care ți se golește punga, clar, Universul nu te susține, nu mai da. Iată ce frumos, dați, oferiți iubire, oferiți iubire, ajutor material, tot sunteți cel care oferă în această lună, fecioare, până când
o să aveți de unde. Și aveți și asul de cupe emoțional aici, aveți foarte mult. Aveți de unde, fraților. Și material se pare că aveți de unde, pentru că din nou ne cad aici aceste monede. Te duci, acționezi, că ai putere, rămâi stabil emoțional, nu-ți pierzi energia în zadar. Și iată cum trebuie să dai și emoțional. Vii cu această cupă a iubirii, care tu dai și emoții și material. Și bineînțeles că va trebui să urmărești progresul situației ca să vezi ce se întâmplă cu persoana cealaltă. De acolo este semnul dacă merită sau nu merită să investești. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă v-a plăcut și ați urmărit până în acest punct, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu. La revedere!